dumneavoastră într-un număr atât de mare. O să vă rog să ne scuzați emoțiile și mie și ale domnului președinte Mircea Roșca. Ne-am dorit foarte mult această întâlnire, considerând-o ca fiind una extrem de importantă înainte de începerea campaniei electorale. Campania electorală care știm cu toții deja, din experiența noastră de la Prahova, de atâția ani, că nu va fi o campanie ușoară. Va fi o campanie dură. Și o campanie în care, ca de obicei, PSD-ul va folosi toate instrumentele mizerabile cu care noi ne-am confruntat. Și asta știți de ce? Pentru că, în realitate, sunt niște oameni foarte slabi. Pentru că, în realitate, au cel mai slab candidat din ultimii 25 de ani la președinția României. Și el se numește Victor Ponta. Spun că este cel mai slab candidat, pentru că, în primul rând, este un om fricos. Vreau să vă spun că agresivitatea PSD-ului se justifică, de fapt, prin frică. De altfel, ați văzut cu toții, când a fost invitat, în mod onest, să participe la dezbaterile electorale, el a spus că și ia popcorn și stă deoparte. De ce? Pentru că e fricos. Pentru că e frică de o confruntare cu Klaus Iohannis. În al doilea rând, este un sclav al baronului. Și știți deja că domnul Cosma povestește prin Prahova că la întrunirea pe care au avut-o în Tulcea, domnul Ponta le-a promis baronilor că dacă reușesc să-l scoată președinte, apoi va desființa și ANI, și DNA, și va da și legea grațierii și amnistiei. Va face, de fapt, tot ceea ce îi zic baron. De altfel, în Prahova e clar, votez Ponta, votez Cosma. Să plece India. Corect. Să plece o Turcia. Nu mai primul rând e un om incompetent. Drama e că nu numai el este incompetent. Competenți sunt toți cei din echipa lui de guvernare. Și uitați-vă la un lucru. Uitați-vă că numai astăzi instituțiile internaționale au confirmat faptul că suntem în recesiune economică. Locurile de muncă nu există. Ce să mai vorbim de creare? Vorbim de sărăcirea oamenilor. Iar peste toate astea, Ponta este un mare mincinos. De altfel, acum dacă spui mincinos pe Victor Ponta, dacă spui Victor Ponta, spui mincinos. Deja a devenit o realitate. Astea toate sunt argumente pentru care vă pot spune cu siguranță că Victor Ponta nu o să fie președintele României. Am să îmi permit să închei spunându-vă o poveste. O poveste despre cum l-am cunoscut eu pe domnul Klaus Iohannis. Eram în 2005 observator în Parlamentul European. De-abia ajunsesem în Parlamentul European și rolul nostru al echipei de observatori era acela de a încerca să sprijinim echipa guvernamentală în a face loc, în a convinge cât mai mulți oameni politici să sprijine aderarea României la 1 ianuarie 2007. Nu era ușor. Echipa guvernamentală era condusă pe stegulețele acelea, pe eliminarea stegulețelor de domnul Vasile Blaga, iar noi încercam în Parlament să convingem cât mai mulți oameni politici. Cel mai dificil era grupul german. Așa era. Erau reci, intransigenți, iar la ei cuvântul spus era cuvânt care reflecta o realitate. Atunci l-am cunoscut pe primarul Klaus Iohannis, venit la Bruxelles să susțină un proiect. Sibiu, capitală culturală europeană. După acea prezentare, după dialogul pe care l-am avut cu parlamentarii nouă tuturor, ne-am fost mult mai ușor. Brusc au devenit interesați și mult mai ușor comunicativi. Atunci am înțeles un lucru pe care vi-l spun astăzi, cu toată tăria, că e foarte important să demonstrezi că ești un bun român, făcând lucruri bune pentru țara ta și nu mințind, schimbând ceva în viața oamenilor și nu schimbându-ți hainele la fiecare post de televiziune unde te duci să asculți cum lumea te laudă.
E important să te lupți pentru ideile tale și atunci așa demonstrezi că ești un bun român. Klaus Iohannis este un bun român și de aceea va fi președintele României.